magistrații Tribunalului Buzău au soluționat astăzi dosarul de luare de mită, respectiv complicitate la luare de mită. Cele două condamnări pentru Ilie Voicu și Elvis Oprea au venit la pachet cu eliberarea fostului primar din arest preventiv. El a fost arestat pe 11 aprilie după ce colaboratorul său, Ilie Voicu, a fost prins în flagrant, în timp ce primea 10.000 de lei din partea unui localnic. Omul și-a primit banii înapoi. Elvis Oprea a recunoscut că banii trebuiau să ajungă la el, iar pentru suma respectivă, fostul primar avea obligația să mențină un contract de arendă pe numele denunțătorului. Ambii inculpați au recunoscut săvârșirea faptelor și au solicitat să fie judecați doar pe baza materialului probator administrat în faza de urmărire penală, astfel că instanța a făcut față de ei aplicarea dispozițiilor articolului 320 din Lege 1 Cod Procedură Penală, în sensul că a redus cu o treime limitele minimă și maximă ale pedepsei, așa cum acestea sunt prevăzute de lege. Inculpatul a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită și a fost condamnat la o pedepsă de 4 ani închisoare cu executare. Instanța i-a aplicat și măsura complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, această pedeapsă complementară având o durată de 3 ani și urmând a se executa după executarea pedepsei principale. Hotărârea nu este definitivă, ea este supusă apelului, ce se exerce în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile care au fost lipsă sau de la pronunțare pentru cei prezenți. Iar hotărârea a venit îndulcită pentru Elvis Oprea, care ar putea fi eliberat. Totodată, instanța a admis cererea formulată de inculpat și a dispus liberarea provizorie pe cauțiunea acestuia, punându-l în libertate de sub puterea mandatului de arestare preventivă. Veste destul de bună pentru fostul primar, care pe 10 iunie va apărea pe listele de vot ca și candidat independent la un nou mandat în fruntea primăriei Viperești. În condițiile în care hotărârea de astăzi nu este definitivă, Elvis Oprea s-ar putea instala din nou la primărie, dacă vipereștenii îi vor acorda încrederea. Dar deocamdată Elvis Oprea se află închis la penitenciarul Focșan, deși în mod normal el ar fi trebuit eliberat astăzi. Termenul de 10 zile în care se poate face apel privește hotărârea de fond, hotărârea de condamnare. Liberarea provizorii sub control judiciar nu este prevăzută cu apel, împotriva soluției date într-o asemenea cerere se poate face doar recurs în 24 de ore. De aceea spun că și eu sunt puțin în curcătură, nu pot să vă explic în totalitate, aștept să văd ce se va întâmpla în continuare. Și în momentul în care va fi pus în libertate, eventual și argumentația. Primarul suspendat al comunei Viperești a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru mită, iar complicele Ilie Voicu a primit 3 ani cu suspendare. Dacă va ataca hotărârea și va fi eliberat, Oprea ar putea sta acasă chiar și o jumătate de an. În măsura în care el face apel și în mod normal sigur că va face apel, indiferent dacă va fi sau nu pus în libertate, eu cred că va fi pus în libertate și foarte repede, se va judeca apelul la Curtea de Apel Ploiești, după aceea avem calea recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție și abia după aceea hotărârea va rămâne definitivă. Cam cât timp durează toate astea? E greu de estimat. Vorbim de luni de zile. Luni. 3, 4, 5, cu recurs cu tot 6, nu pot să spun exact, dar în niciun caz nu se pot finaliza ambele căi de atac în 2 luni, de exemplu. În niciun caz. Vorbim de o perioadă mare de timp, de luni de zile, 5, 6. În cazul în care pe 10 iunie va fi ales de vipereșteni, prefectul va fi cel care va trebui să aprobe sau să respingă revenirea lui Elvis Oprea la primărie.